Salutare prieteni și bine v-am regăsit! Episodul de astăzi o să fie un episod mai special, o să filmez doar video, în sensul că nu o să-mi vedeți ecranul, fiindcă probabil v-ați întrebat în ultima vreme ce s-a întâmplat cu tutorialele pe net. E bine, nu cred că s-a întrebat nimeni, dar eu tot o să fac video asta. Mai precis, cu serverul de Discord și cu canalul de YouTube, acestea s-au rebranduit în TPN Labs. În acest videoclip vreau să vă povestesc motivele care au stat în spatele rebrandingului nostru. În primul rând, am realizat că dorim să dezvoltăm softuri pentru clienții noștri particulari, iar numele tutoriale pe net nu ne reprezenta pe deplin și nu reflecta cu exactitate ceea ce suntem și ceea ce oferim. În al doilea rând, am observat că există din ce în ce mai multe canale cu denumirea tutoriale în nume, de exemplu tutoriale gratuite, tutoriale programare, câteva din canalele care au apărut pe YouTube și termenul acesta de tutoriale ne făcea destul de greu remarcați pe piață. Cu nume asemănător cu alte canale, ne-am pierdut oarecum identitatea și personalitatea proprie. În plus, am înființat o firmă luna trecută, nu luna trecută, marte, martie cât că am înființat-o, Nu no bun, luna trecută, pentru a încasa bani mai ușor. Până acum, când venea un client la noi și trebuia să îi eliberăm o factură, apelam la prieteni care au firmele lor și ne-am dat seama că trebuie să ne descurcăm singuri și să fim independenți din acest punct de vedere. În cele din urmă, numele TPN Labs este mai profesional și nu inspiră un simplu blog în care poți să găsești tutoriale. Acest nume ne oferă posibilitatea să ne extindem și să ne dezvoltăm și în alte domenii. Prin rebranduirea proiectului nostru în TPN Labs, ne-am dorit să ne redefinim identitatea și să ne asigurăm că numele nostru reflectă cu exactitate ceea ce suntem. Era acum o să vă răspund câteva comentarii care au apărut pe serverul de Discord. În caz că nu ești încă pe serverul nostru de Discord, ai linkul în descriere. Intră acolo, fiindcă acolo vei ști întotdeauna ce subiect urmează să dezbatem aici pe YouTube. De obicei pun thumbnail-uri și vă mai întreb ce doriți să mai filmez. Prima întrebare care a venit a fost cum determinați prețul unui proiect. Ei bine, răspunsul este destul de simplu. Prețul este determinat de numărul de ore pe care noi trebuie să îl depunem în terminarea aplicației. Sumele medii se învârt în jur de 50 de euro pe oră, dacă avem cerințe de implementare clare, avem niște user screens, niște use case-uri bine definite, și pun accentul pe bine definite, am scăzut rate-ul și la 20 de euro pe oră. Însă am avut și alte cazuri în care clientul nu știa ce vrea și atunci l-am taxat cu 80 de euro pe oră. Fiindcă mai mult ne pierdeam timpul să stăm cu el de vorbă decât să lucrăm la aplicație efectiv. Altă întrebare a mai fost care sunt tehnologiile folosite de noi. Folosim pe front-end View și React, iar pe back-end Node.js, iar mai nou Cator. Probabil cei care mai stați pe Discord știți că am devenit un fan în rate al cotorului. Ultima întrebare, vă ocupați de tot life cycle-ul unui produs? Da, preluăm proiectul cu totul, de la discuții cu clientul, arhitectură, dezvoltare, cloud deployment, QA și mentenanță. Și cam atâtea avut că au fost întrebările de pe Discord. Acum cel mai probabil o să aveți și voi întrebări, așa că le lăsați în caseta de comentarii și o să vă răspund la ele cât de repede posibil. Sperăm ca acest videoclip v-a o perspectivă mai clară asupra motivelor pentru care am decis să rebranduim proiectul și de asemenea sperăm că sunteți încântați de noua identitate. Ca de obicei, eu am fost Mihai. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Asta a fost tot și ne auzim data viitoare.